Medicii sunt în alertă din cauza numărului uriaș de cazuri de rujeolă și pneumonie. Numărul celor care s-au îmbolnăvit a crescut de peste 30 de ori în Europa și Asia Centrală, avertizează UNICEF din cauza unui regres al vaccinării copiilor. Dacă pe tot parcursul anului trecut au fost puțin peste 900 de cazuri de rujeolă și pneumonie, acum numărul lor, atenție, depășește 30.000. Colega mea, Alina Tănase, reporter Antena 3 CNN, ne aduce mai multe explicații. Să o ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor! Se înregistrează o creștere alarmantă a numărului de cazuri de rujeolă atât în Europa cât și în Asia Centrală. Asta pentru că de la începutul acestui an și până pe data de 5 decembrie 2023 au fost numai puțin de 30.000 de cazuri, peste 30.000 de cazuri de rujeolă, iar dacă ne raportăm la anul trecut, la anul 2022, rezultă o creștere de peste 3.000% în tot anul 2022, fiind doar 909 cazuri de rujeolă în această regiune. Motivul pentru care se înregistrează această creștere, spun specialiștii, este acela că rata de vaccinare este una din ce în ce mai scăzută în rândul copiilor, iar imunitatea la această boală este și ea una mai scăzută. Avertizează cei de la UNICEF că ar trebui ca în perioada următoare să fie vaccinați acei copii care nu au fost vaccinați până în acest moment, să ajungă vaccinul la cât mai mulți copii pentru a evita pe viitor o creștere și mai mare, așa cum se prefigurează, a numărului de cazuri de rujeolă. Dacă vorbim de România, și aici a fost declarată epidemie de rujeolă săptămâna trecută, pentru prima dată din 2016 încoace, precedenta epidemie fiind între 2016 și 2019. Anul acesta, în 2023, au fost numai puțin de 2000 de cazuri de rujeolă în țara noastră și până în acest moment, din cauza acestei boli, a fost înregistrat și un deces în România.